La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda o slugă a trimite. Un rob sau o copilă, ca după vremii lege, cureaua de pe glezne pe rând să le-o deslege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget cum vor ședea la rugă sau cine își va pune ștergarul cel de slugă. O, iată-i cum se încruntă privind cu tulburare când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară: n-ai vrea să-ți spui tu, Petre, ștergarul astăseară? Chiar eu nu-șa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu cel mai tânăr, Ioane, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei? Dar tu ce ții doar punga, Iudo, eu am făcut de ajuns. Am cumpărat merinde și mielul l-am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu, doar tu, dar tu și în fiecare apostol, răspunsul a fost nu, nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și înfășurând ștergarul s-a aplecat ușor să spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus, și acum, a câtea oară, s-așează iar Iisus să întrebe tot prin Duhul pe cei ce-l înconjoară: n-ai vrea să-ți spui tu, Gheorghe, ștergarul astăseară? Tu, soră mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus, în rai. Dar azi sunt mii de amaruri. Azi sunt mii de amaruri. Necazul greu se curmă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciop. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite,
Sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere. Sunt oamenii singuratici, lipsiți de mângâiere. Sunt prunci rămași acasă cu mamă în spital. Bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere osteneală și jertfă uneori și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori, nu mânuind cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și-n gard la vreo bătrână, să stai de veghe noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rapsi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu nu șa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu, se aude mereu același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-și iară taina, încet, a câtea oară, se apleacă iar Iisus și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și acum, cum o mlădiță se apleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus iar se înjugă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de-a ei țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți, voi ce-n păcate nădejdea vi se frânge. Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul. Luați cu drag ștergarul alături de Domnul. Și nu uitați, pe cale orice lucrare-i bună. Dar cine ia ștergarul, acela ia cunună. Dar cine ia ștergarul, acela ia cunună. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin.